Primăria municipiului Rădăuț organizează joi, 1 iunie, un eveniment cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului, astfel că sunt așteptați pentru a lua parte la diverse activități destinate acestei zile toți copiii din municipiu alături de părinții acestora. Manifestarea va avea loc începând cu ora 13:30 pe esplanada statuii ecvestre și pe bulevardul Bogdan Vodă, care va fi închis circulației rutiere, iar printre activitățile ce se vor desfășura enumerăm desenarea pe asfalt, parada personajelor din desene animate și pictatul pe față. De asemenea, la Casa Muzeu din Curtea Mănăstirii Bogdana, începând cu ora 15, va avea loc vernisajul expoziției de pictură și desene Sunt un copil minunat.